Campionatul de viteză în coastă 2012 a ajuns la final. Timp de două zile, vineri și duminică, aproape 70 de piloți care s-au întrecut în etapele a 7-a și a 8-a din cadrul campionatului de viteză în coastă, trofeul Sinaia Forever, și-au încins motoarele pentru ultima dată în acest sezon. Traseul a fost extrem de spectaculos, cu lungime de 3 km și o diferență de nivel de 163 de metri, care a traversat practic stațiunea. Ploaia de duminică, atunci când s-a desfășurat ultima dintre etapele din acest an ale campionatului, le-a dat multora speranțe mari de reușită. Intervenția ploii întotdeauna face o selecție între piloți și atunci cei care au mașini mai puțin puternice, cum este și cazul meu, au posibilitatea, dacă au și experiența necesară a conducerii pe ploaie, să compenseze lipsa de putere. Mi-am dorit foarte tare să plouă aici la Sinaia. Ne avantajează pentru că în felul ăsta eliminăm un pic lipsa de putere dintre mașina mea și a concurenților care au mașini pregătite special pentru acest tip de competiție. Pregătiți, sper traseul să fie ok, pentru că e apă pe jos și nu e foarte ușor, e total diferit față de ce a fost de vineri. Fostul premier Călin Popescu-Tăriceanu, care a concurat la clasa automobilelor istorice, a condus o Lancia Fulvia și a fost așteptat la sosire de fiul cel mic. Pe viitor, probabil, așa cum participă și cel mare, peste 6 ani, când o să aibă 16 ani, o să poată să meargă și vedem atunci. Este atras, îi place? E mai mult decât atras, e pasionat. După prima manșă a întregerii, experimentatul pilot Alex Filip spera la un loc cât mai bun atât în clasamentul general, cât și în cel pentru clasa la care a concurat. Foarte fain, a fost prima manșă de concurs. Am avut un timp bun, se pare că suntem pe locul 2 la categoria noastră. Acum e ultima manșă de concurs și încercăm să atacăm poziția 1. Cea de-a patra ediție a trofeului Sinaia Forever, suspendată în luna iulie din cauza faptului că se suprapunea cu data votului la referendum, nu a fost lipsită însă de peripeții. Manșa 1 a fost întreruptă mai bine de o oră după ce doi dintre bolizi au ieșit în decor, iar petele de ulei scurse pe carosabil au fost îndepărtate cu greu.